putem să vedem că există o preocupare serioasă și intensă și la interne. După ce a stat zile întregi singură în gospodărie și a mâncat doar zahăr pentru că alte alimente nu a avut, femeia a părăsit curtea tocmai pentru a-și procura mâncare. Acela a fost și momentul în care polițiștii de pe raza comunei Turcinești au identificat-o și i-au deschis un dosar penal pentru că a ieșit din carantină. Poliția și jandarmeria sunt în misiune acolo pentru a supraveghea zona. Vreți să polemizăm așa doar cu dragul show-ului? Nu vreau să polemizez, domnul ministru, vreau să faceți și prevenție. Dar faceți și mie un dosar penal, că altceva nu sunt de acest nimeni stare. Dosar penal, eu doar în afară de cătușe și dosare penale, nu știți nimic să faceți. Putem să vedem că există o preocupare serioasă și intensă și la interne.